Hai să vedem pentru ziua de marți, 27 iulie, ce energie ne transmit cărțile de tarot. Ok, interesant. Avem aici 8-ul de săbii. Văd aici că în anumite aspecte ale vieții tale nu progresezi. Parcă tot bați pasul pe loc de ceva vreme deja. Și aici mesajul cărții de tarot este că tot blocajul este autoimpus. Aici ai niște limitări mentale, niște limitări care poate vin din educație, din copilărie, din familie, din pătura socială în care te afli. Indiferent de unde vin aceste limitări, să știi că sunt false, sunt o iluzie. Și ar fi bine în această zi de marți să te folosești de energia acestei cărți ca să te debarasezi de aceste gânduri limitative. Trebuie să fii foarte atent sau atentă la discursul tău interior. Și atunci când acea voce interioară începe să-ți spună nu poți să faci aia, nu ești suficient de bună, nu ai destulă experiență, nu are rost să încerci, oprește aceste gânduri, taie-le de la rădăcină și elimină-le din mintea ta. Pentru că aceste lucruri te țin în spate, aceste obiceiuri nu te lasă să ajungi acolo unde poți să ajungi. Eliberează-te astăzi de limitările autoimpuse, astfel încât mâine să poți să zbori până la cer. Dacă ți-a plăcut interpretarea mea și vrei să auzi mai multe mesaje, interpretări lunare pe zodii și o grămadă de alte surprize plăcute, te invit pe canalul meu de YouTube. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final. Pa, pa!